Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine. Începem cu o întrebare clară, domnule Chisăliță. Sunt reactoarele modulare mici sigure? Și poate continuăm cu o întrebare, o idee mai complexă. Energia nucleară, în general, este sau poate fi considerată curată, inclusiv la aceste reactoare? Întotdeauna când vorbim despre orice proces, există diverse elemente care le pot pune în diverse zone, sigure, mai puțin sigure, nesigure. Dacă ne uităm la toate formele de energie pe care le avem în momentul de față, statistica arată că cele mai puține situații critice raportate la un megawatt sau un terawatt oră produs îl întâlnim în zona centralelor nucleare. În toate celelalte forme de energie, numărul de accidente și respectiv numărul de incidente este mult mai ridicat. Din acest punct de vedere, răspunsul poate să fie unul bazat pe această statistică că energia nucleară în general și cu atât mai mic, mai mult când vorbim de niște sisteme care practic produc energie nucleară, dar sunt mult mai mici, mult mai compacte, cu o tehnologie mult mai nouă și ca atare cu multe elemente de securitate introduse în această nouă tehnologie, răspunsul este că da, aceste sisteme, SMR-uri, cum se numesc ele popular să spunem, sunt sigure și pot să fie folosite pe scară largă. Mai mult aș spune că în general energia nucleară este una dintre cele mai verificate energii dintre toate formele de energie care există în lume. Practic există aproape totul standardizat, protocoale deosebit de dure, atât în timpul construcției cât și în timpul operării, foarte multe audituri care se fac în această zonă, toate aceste elemente fac ca tehnologia nucleară să poată să fie încadrată în zona tehnologiei sigure. În ceea ce privește partea de energie curată, din nou, există diverse discuții care le putem purta, ce înseamnă energie curată, de unde începe, unde se termină această energie curată. Și ca atare, cred că e foarte important să spunem că putem defini acea energie curată, o energie care atât în timpul proceselor de producție a echipamentelor, cât și în timpul funcționării, practic poluează cât mai puțin, dar au și avantajul de a-și face datoria pentru ceea ce au fost ele construite, adică a produce energie electrică. Pentru că, în revers, putem să avem, dacă vreți, o turbină eoliană, dar care nu produce la momentul în care funcționează, operează, dar produce până la momentul în care ea este construită și acolo avem componente din oțel și acolo avem componente plastice, care înseamnă componente care, la momentul fabricației, s-au consumat anumite resurse, s-au emis anumite substanțe nocive pentru mediu. Dar avem dezavantajul că de foarte multe ori atunci când avem cu adevărat nevoie, nu există disponibilitatea pentru că nu avem curenții de aer necesar. Dacă vorbim de o turbină eoliană sau nu avem soarele pe cer atunci când avem nevoie de energie nucleară. Și atunci apar momente în care din nou ne întoarcem la energia mai puțin curată sau chiar poluantă. Dar e singura modalitate pentru a putea să folosim aceste energii regenerabile. În, dacă vreți, contradicție cu toate aceste lucruri, tot ce înseamnă energie nucleară este o energie suficient de curată care răspunde atât cerințelor de producție, cerințelor de funcționare, cât și cerințelor securitare de a avea energia ori de câte ori avem nevoie de ea. Dar care este răspândirea acestei tehnologii? Sunt statele sau companiile interesate să instaleze și să pună în funcțiune centrale cu reactoare modulare? Sunt SMR-urile, sunt SMR-uri care astăzi funcționează în lume? Există două cazuri în care aceste SMR-uri funcționează. Într-adevăr că ele sunt recente, au început în anul 2020 funcționarea acestor SMR-uri. Există, în schimb, foarte multe țări unde această tehnologie este în diverse faze de dezvoltare, de aprobare, de validare.
În același timp, trebuie să spunem că tehnologia ca atare există în zona militară de foarte mult timp. Ceea ce vedem în momentul de față, vedem pur și simplu o trecere din zona de apărare, într-o zonă armată, într-o zonă de civilie, ca să spun așa. Astfel încât nu putem să spunem sub nicio formă că nu există experiență pe acest tip de echipament. În același timp, cred că în momentul de față este o bătălie, o bătălie acerbă între diversele țări care să aibă prima dată o astfel de tehnologie. Nu de alta, dar în primul și în primul, repet, ea îndeplinește cerințele pe scară largă, așa cum am încercat să-l definesc din perspectiva unui combustibil curat sau unei energii curate, și în același timp îndeplinește și condițiile de abordare securitară, dacă vezi, chiar din considerentul de prețuri acceptabile în ceea ce privește, sau prețuri corecte în ceea ce privește consumatorul de energie electrică. În momentul de față, în Europa sunt mai multe țări care sunt în diverse faze cu implementarea acestei tehnologii, fie că vorbim de tehnologia NuScale care vine din America, fie că vorbim de alte tipuri de tehnologii similare. Și mie, sincer, mi-ar plăcea ca România, așa cum a fost prima țară din lume care a produs petrol, cum a fost prima țară din Europa care a produs gaze naturale, cum a fost printre primele țări din Europa care a produs sau a iluminat cu energie electrică localitățile, să ne mai încadrăm și acum în epoca modernă la nivelul unor premiere. De a fi printre primii din Europa, cel puțin, care vom putea folosi o astfel de tehnologie. Există un studiu publicat recent, beneficiarul fiind Departamentul American pentru Energie, și din acest studiu reiese că tranziția de la o centrală pe cărbune la o centrală cu reactoare modulare ar aduce, atenție, peste 50 de milioane de dolari în economia locală. Asta prin contribuții indirecte și induse. Acest studiu a fost realizat pe un număr de peste 300 de centrale pe cărbune dezafectate. Mai mult, efectul imediat ar fi unul de creare masivă de locuri de muncă. Pe partea de mediu, emisiile totale de gaze cu efect de seră s-ar reduce, atenție, cu 86% prin înlocuirea centralei pe cărbune cu una de tip SMR. Același studiu arată că investiția inițială scade de asemenea considerabil pentru că deja există o infrastructură energetică în proximitate. Și aici vine partea interesantă. La Doicești, centrala anunțată prin parteneriatul român-american, este planificată a fi amplasată pe o centrală pe cărbune deja dezafectată. Putem să ne așteptăm la beneficii similare pentru comunitatea din Doicești, din Dâmbovița, adică venituri de zeci de milioane de euro în această regiune? Aș preciza că locația Doicești centrală e de mult timp dezafectată, deci nu este o dezafectare care se va produce în momentul de față. Deci, practic, acolo nu mai avem absolut nimic, avem doar o platformă a unei vechi centrale dezafectate de mult și care, din păcate, nu producea nimic. Chiar producea, dacă vreți, avea o imagine urâtă în acea zonă. În al doilea rând, tot dacă vorbim de locația Doicești, în momentul de față se desfășoară activități specifice pentru a valida dacă există posibilitatea din punct de vedere tehnic, din punct de vedere geologic, din punct de vedere al mediului, a amplasării acestei centrale. Deci sunt elemente obligatorii care vor trebui să fie derulate la nivelul oricărei locații unde se vor monta astfel de centrale. În ceea ce privește avantajele, e clar că discutăm de avantaje atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere social. De fapt, înlocuim ceva care era dispărut de câțiva ani buni de zile, care nu producea nimic, cu ceva care vine să aducă locuri de muncă atât pe perioada construcției cât și ulterior pe perioada în care va funcționa această centrală, care vine să aducă locuri de muncă complementare locului de bază care va fi la această centrală. În același timp, trebuie să avem în vedere că o astfel de construcție va crea energie electrică, energie curată, adică înlocuim o energie care pentru acea zonă, atunci când a funcționat, dacă ne uităm la 15 ani de zile în urmă, însemna o poluare imensă cu o energie curată pe care o avem în momentul de față. Dar pe toate acestea se vor întâmpla doar dacă vor fi trecute testele deosebit de dure
în ceea ce privește validarea din punct de vedere tehnic, din punct de vedere al mediului, din punct de vedere social. Există o garanție a punerii în funcțiune până la finalul acestui deceniu, în 2030, nu știu? Majoritatea proiectelor sau programelor sau înțelegerilor care au fost semnate pentru această locație vorbesc de această dorință ca în următorii 9 ani de zile, 8-9 ani de zile să fie finalizat. Mie mi-ar plăcea să se întâmple lucrurile acestea. În același timp, sunt multe situații în care, datorită anumitor particularități, mă rog, locale, regionale, nu neapărat s-a întâmplat să se finalizeze în timpul scontat sau în timpul programat această investiție, dar vreau să spun că România este într-o situație nu foarte favorabilă. Noi de 3 ani de zile suntem importatori net de energie electrică. Începând de anul trecut, noi capacități de producție au ieșit sau vor ieși în curând din zona de operare. În același timp, în 2026, suntem puși în situația de a opri reactorul numărul 1 de la Cernavodă pentru a intra în reparații capitale pe această zonă. Deci, din start, vom rămâne fără undeva la 8-9% din producția de energie anuală, o energie curată, o energie sigură, o energie continuă. Ori, din acest punct de vedere, e clar că trebuie să accelerăm lucrurile, iar una dintre direcții ar fi accelerarea în această zonă a creierii de, a montării de mici reactoare nucleare. În perspectivă, așa cum spunea și dumneavoastră mai devreme, vedem mize mari pe investiții în energia nucleară în toată Europa, în Asia și în America. Și spuneați dumneavoastră că poate fi un aport al energiei nucleare în mixul nostru energetic, având în vedere proiectele anunțate recent de nucleare electrică, inclusiv aceste SMR-uri de la Doicești. Da, cu siguranță e un element pe care trebuie să-l avem în vedere și, dacă vreți, vă dau un indiciu și mai interesant. În momentul de față, peste tot în lume, sunt în diverse faze de construcție undeva în jur de 50 de centrale nucleare. Culmea este că majoritatea acestei centrale sunt în zona preponderent cu petrol și gaz, adică Orientul Mijlociu. Cred că este unul dintre cele mai importante semne pe care ar trebui să-l conștientizăm, să-l vedem și să înțelegem că energia nucleară poate să facă parte din mixul energetic al României, un mix energetic curat, un mix energetic care să preîntâmpine schimbările climatice. Pentru că vorbim despre costuri și beneficii, urmează o întrebare al cărui răspuns probabil este foarte interesant pentru ascultătorii noștri și nu numai. Care credeți că ar fi impactul unui surplus de energie chiar din surse nucleare asupra facturilor românilor la energie? Noi suntem puțin în momentul de față sub situația care s-a întâmplat în anul 2022, conflictul din Ucraina, situația determinată de modificările radicale în fluxurile de energie electrică, creșterile galopante de prețuri atât pe gaze cât și pe energie, sursele de gaze care practic n-au mai fost cel puțin în prima parte a anului 2022 la fel ca în ceilalți ani, ci practic avem această situație anormală care s-a întâmplat în 2022. Să sperăm că lucrurile cumva se vor așeza în acest moment și din nou prognozele și previziunile vor putea să fie făcute în viitor, astfel încât un răspuns al întrebării, la întrebarea noastră să fie bazat pe niște predicții științifice. Dar ce pot să vă spun este că în situația în care noi vom rămâne pe acest import net negativ, adică vom fi în situația de a importa mai multă energie electrică, adică oferta va fi mai mică decât cererea, asta nu poate să însemne decât creșteri de preț. În momentul în care venim cu un aport de producție de energie electrică, adică producția va fi mai mare decât cererea, cu siguranță putem să vedem prețuri mai mici decât prețurile pentru acea situație în care cererea este mai mare ca oferta. Deci răspunsul este că astfel de capacități de producție care se vor pune în producție în timp util vor putea să aducă prețuri mai mici la energie electrică decât dacă n-am face aceste capacități de producție. Președintele Asociației Energia Inteligentă, domnul profesor Dumitru Chiseliță, în dialog cu noi la Europa FM, vă mulțumim foarte mult pentru răspunsurile dumneavoastră. Mulțumesc și eu!
Europa FM, pe aceeași frecvență cu tine.